Pătlagina, cred că încă din copilărie cu toții știm cum arată acea plantă cu frunzele ei ovale sau înguste, specia medicinală are frunzele înguste, cu inflorescență sub formă de spic, acel spic alb cu un mic puf pe el. Pătlagina ca și frunză nu depășește 15 cm, însă spicul cu inflorescența poate ajunge până la un 40. Multă lume o vede ca pe o buriană și vrea să scape de pătlagină din curte sau din grădină, însă mulți nu cunosc întrebuințele sale medicinale. Pătlagina crește peste tot dacă este lăsată în pace. Preferă într-adevăr solurile un pic umede și argiloase, însă pătlagina nu e pretențioasă deloc la condițiile nici meteo, nici condițiile de sol. Pătlagina este originară din Europa și a crescut pe acest continent încă din cele mai vechi timpuri. Fiind o plantă foarte veche, bineînțeles că are și denumiri foarte vechi. Mai este cunoscută ca și iarba bubei, mama pădurii, mama tuturor plantelor, chiar și iarbă grasă, dar iarbă grasă se poate confunda cu alt tip de plantă. De ce iarba bubei? Iarba bubei deoarece, având o înțepătură de țânțar sau o rană deschisă, pătlagina are proprietăți antiseptice, frunza ei se pune pe rana deschisă și are proprietăți vindecătoare. Ceaiul de pătlagină este folosit atât pentru răceală cât și pentru febră. Este folosită în siropuri pentru afecțiuni bronhice și pentru afecțiuni pulmonare. Este foarte bună pentru curățarea căilor respiratorii. Are toate aceste proprietăți deoarece frunzele de pătlagină conțin diferite vitamine precum și fier, calciu și potasiu. Pătlagina poate fi folosită chiar și în bucătărie, se poate ușor confunda cu o salată, este și comestibilă, deci de ce nu? O altă întrebuințare a pătlaginei foarte bună este producerea de alifii sau creme. Frunzele, ca să nu mai fie presate, poți să faci o alifie și foarte bine te ungi cu ea pe piele pentru chiar și pentru arsuri solare este foarte bună. De la pătlagină se folosește absolut tot, de la frunze până la spicul cu inflorescența, cât și semințele. Ele se recoltează manual, se pun la uscat, pătlagina se mărunțește, după care ori se produce ceai din ea, ori pur și simplu se bagă la macerat pentru producerea siropurilor sau tincturilor. Pătlagina se culege de la baza solului. Există diferite utilaje, acele tractorașe de recoltat salata care taie toată pătlagina de la bază, o duce pe benzi unde se stochează, sau pur și simplu manual cu secera, la fel se ia, se bagă în sac și se transportă. În special în flora spontană, principalul ei mod de a se înmulți este cu ajutorul vântului. Spicul înalt de 40 de cm cu toate semințele pe el, luat de vânt, semințele acestea se răspândesc pe o rază cât mai mare și așa apare pătlagina. Este o plantă perenă care rezistă pe același sol până la 3 ani, fără probleme. De aceea o găsim peste tot în țărișoara noastră. Dacă am luat decizia să înființăm o cultură de pătlagină, trebuie să luăm semințe de la institute certificate, semințe certificate cu o puritate și o germinație foarte mare. Însămânțarea se face pe soluri bine lucrate, afânate de utilaje. Se cultivă la distanță de 30 de cm în rânduri, la începutul primăverii, foarte devreme. Ca și lucrări de întreținere nu este foarte pretențioasă, o simplă prașilă este de ajuns. Prima recoltă se poate face undeva la începutul lunii iunie, aceasta având undeva la 2-3 recolte pe an. După recoltare și după uscare, semințele cad jos, mai ales dacă sunt uscate în solar, semințele rămân pe sol, se adună și se pun la păstrare în condiții fără umiditate, fără lumină, până anul următor când se înființează următoarea cultură.